Trezește-te, Memo! Trebuie să ajungem la Mega Mall! E timpul pentru tombola de Crăciun, vârful cadourilor! Vai de mine! Dacă Popescu de vis-a-vis mai pune un personaj din desene animate pe gazon, va trebui să umflu și eu renul cu vâsc! Cristi, uite pitoanele de gheață ca să ajungi în vârf la cadouri! Renul ăsta este distrus! Ia spune-mi, ce se întâmplă aici, mitică? Oh, mamă, ne îndreptăm spre tombola vârful cadourilor. Așa e, doamnă Nour. Cristi ar putea câștiga o varietate impresionantă de jucării la care visează toți copiii când vine Crăciunul. Cristi, până pleci, instalezi scena nașterii? Dar deja am scos moșul, spiridul și oamenii de zăpadă, ca să nu mai zic de instalația de lumini de 300 de metri. Și toate jucăriile tale? Și, păi, nici nu prea mai este mult spațiu, nicăieri, pentru asta. Și oricum nu e mare lucru. Ies le-ar fi un ornament în plus. Am plecat, mamă. E cuvântul cel de cuvânt primit de sus. Mulamul e un sloi de gheață cu fleașcă deasupra. Eu unul nu sunt o șopârlă înghețată cu... Continuă așa, Cristinour, și îi vei cere lui Moș Crăciun un robot nou. Mami, uite câte lucruri! Vreau să iau o chitară pentru Tavi și... Oh, vreau să iau aparatul pentru Daria și skateboardul Ionuț, pentru... Ionuț, nu cred că... Cred că anul acesta Crăciunul va fi un pic mai mic. Lucrurile astea sunt foarte scumpe. Regret, dragule. Hei! Acum cine e sloi de gheață? Oh, imitor! Atenție, clienți din Mega Mall! Dacă omul de zăpadă cu buleți alege numărul vostru norocos, aveți șansa să vă urcați în vârf! Dacă ajungeți în vârf înainte ca cronometrul a cadea să ajungă la zero, veți câștiga toate cadourile minunate care se află în căruțul auriu al Crăciunului! Incredibil! Și biletul câștigător este 2, 3, 4, 6, 3! Am câștigat! Oana, Memo, cadourile sunt ale mele! Asta înseamnă Crăciunul cu adevărat! Cartea cărților! Hei! Biletul câștigător! Cartea cărților, nu pot pleca acum! Trebuie să mă urc pe vârful cadourilor! Vă duc să fiți martorii celui mai important cadou pe care l-a primit omenirea. Memo, unde suntem? În lumea podelelor foarte tari. Hai să ne purtăm normal până aflăm ce facem aici. Și cu cine să vorbim? Cu masa de bufet? Voi, servitorilor! Duceți platourile cu mâncare împăratului Irod. Acum! Ne onorați cu ospitalitatea împăratei Irod. Și voi mă onorați cu prezența voastră. Trei magi care călătoresc pe asemenea distanță, remarcabil. Ce căutați aici, în Ierusalim? Unde e împăratul de curând născut al iudeilor?
fiindcă i-am văzut steaua înrăsărit. Și am venit să ne închinăm lui. Poate vă ajută preoții mei. Da, există o profeție, nașterea unui conducător în Betleem. Betleemul e un oraș la aproximativ 10 km de aici. Betleem? Ce interesant! Prieteni, sigur sunteți obosiți de la atâta drum. Dar după ce vă odihniți și mâncați o masă delicioasă, duceți-vă de cercetați despre prunc. Și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui. Un împărat al evreilor? Niciodată! Dacă ei nu găsesc copilul, să-l caute oamenii mei. Să adunăm fiecare băiețel născut în ultimii 2 ani. Niciun copil născut pe tărâmul meu nu va crește să-mi ia locul pe tron. Ce să facem acum? Ce putem face, Oana? Cartea cărților pare să aibă o altă idee. Acum unde suntem, Memo? Scuzați-mă, puteți să ne ajutați? Soția mea este însărcinată. Trebuie să ne adăpostim de furtună. Geosenzorii mei indică faptul că există o peșteră după formațiunea cea muntoasă. Vă voi conduce eu! Eu sunt Oana, el e Cristi. Și liderul nostru neînfricat este Memo. Șarpe! Nu? E băț! E doar un băț! Alarmă falsă! Continuați! Memo este nemai întâlnit. Unde se duc toți oamenii aceștia? Voi nu ați aflat? Toți am fost chemați la locul nostru de naștere. Cezar Augustus, conducătorul Romei, a decretat că toată lumea trebuie să fie înscrisă. Cum adică să fie înscrisă? A cerut un recensământ, ca să se știe cine suntem cu toții și de unde ni se trag familiile. Credeți că, eu știu, că ar putea fi ei cei care au bebelușul despre care vorbea împăratul Irod? Maria, Iosif și copilul Iisus. Oh, ce adevărați! Cei care se află în scena nașterii pe care voia mama să o instalez la noi acasă. Nu pot să cred că sunt ei. Cristi, oare ei știu că oamenii își vor aminti de ei peste 2000 de ani de acum înainte? Mâine ar trebui să ajungem la Betleem. Așa ar fi cel mai bine. Scannerul medical indică faptul că Maria este gata să nască. Lasă jucăria deoparte, Memo. Și Maria, cred că te-ai bucurat foarte mult când ai aflat că, păi, știi tu, că urmează să fii mamă. Cea mai bună veste pe care speram vreodată să o primesc a venit din partea unui înger. Un înger? Eram la casa părinților mei și am văzut o lumină mai puternică decât orice altceva. Mai puternică decât soarele. Nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preaînalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Cum se va face? Eu nu știu de bărbat. Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu.
Așa ceva nu auzi în fiecare zi. La început am fost supărat să aflu că Maria este însărcinată, pentru că nu eram căsătoriți. Dar mi-a apărut un înger într-un vis și m-am liniștit. Atunci am știut sigur că Dumnezeu a vrut să fim soț și soție. Vreți să ne scuzați un moment? Oana, sigur sunt ei. Și va fi vai de ei dacă îi găsesc oamenii lui Irod. Cum va găsi împăratul Irod un bebeluș într-o țară așa de mare? Pe bune, doar eu trebuie să pun totul cap la cap pe aici, Oana? E recensământul. Soldații lui vor ști cine e fiecare în parte, cine trebuie să nască sau cine a născut în ultimii 2 ani. Maria și Iosif vor fi pe listă, împreună cu bebelușul. O, nu! Deja știu că suntem aici! Memo, începe scanarea termală și află câți mai sunt în spatele dealului. Repede! Datele indică faptul că sunt sute... Sute? Vezi, Oana? Sute! Da, Cristi, sute de oi în spatele dealului. Și aceia de sus sunt păstori. Păstori! Cele mai periculoase creaturi! Acum vrei să te liniștești, Cristi? Hei, ar fi putut fi soldați! Trebuie să fim pregătiți! Cartea cărților a spus că vom fi martorii celui mai de preț dar pe care l-a primit umanitatea. Și vorbea despre copilul ei. Părinți, instalați noua aplicație gratuită Cartea Cărților pentru copii. Cei mici vor descoperi povestiri biblice pe înțelesul lor și vor învăța principii creștine prin activități interactive. Descoperiți noua aplicație gratuită Cartea Cărților. Jocuri, clipuri video, răspunsuri la întrebări și multe, multe altele. Noua aplicație mobilă Cartea Cărților pentru iOS și Android. Descarcă-o gratuit! Dacă nu aveți familia în Betleem, plecați! Nu mai este loc aici! Oh. Iosif, nu te tem pentru... Maria și bebeluș, cu tot ce se întâmplă pe aici? Dumnezeu are un plan, Cristi. Plecați de aici, v-am spus că n-aveți ce căuta aici. Hai, chiar plecați. Și așa. Hai, plecați. Dar planul lui Irod mă îngrijorează. Ce ai spus? Scuze, nimic. Iosif, dar dacă greșești, adică dacă Dumnezeu nu te ajută... Cristi... Ai auzit? El i-a spus Mariei că fiul său va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Nu au de gând să ne asculte. Deci ce rost are să mai încercăm? Cristi, te rog, vrei să încetezi cu asta și să începi să gândești și tu? Să gândesc? Ce să gândesc? La cât de incredibil este acest lucru? Vrei să vorbim despre un dar? Privește-ne! Cartea Cărților ne-a adus să vedem primul Crăciun din istorie, nu vezi? Întreaga sărbătoare și are originile aici. Mă lași! Crezi că ăsta e Crăciunul? Da, și unde sunt petrecerile? Unde este bradul și unde sunt decorațiunile? Da, și unde e Moș Crăciun? Oh, vecinul nostru Popescu are mai mult spirit de Crăciun în el cu toate decorațiunile alea din fața casei decât ce am văzut eu pe aici. Băieți, cred că nu vedeți ideea principală. Dar îl iubesc pe moșu. Da, și pe Rudolf. Da, unde vede ea că ăsta e Crăciunul? Exact. Asta nu e bine. Ia-i soția ta. Nu vrem probleme, suntem bine, foarte bine.
Când trebuie să se nască copilul? În curând. Încercați la ultimul cor de pe acest rând. Am auzit că mai e loc. Poate rămâneți peste noapte. Mulțumesc. Vezi? Acum romanii știu unde este. Pentru ultima dată, Dumnezeu nu va permite să se întâmple ceva rău la nașterea fiului său. De câte ori vrei să-ți repet? Nu mai am niciun loc. Îi voi spune Mariei. Tu? Cum poți să-i trimiți de aici? Nu vezi că trebuie să nască? În seara asta? Vă rog, nu vreau să fiu rău, dar cu toți acești călători nu mai e loc nicăieri. Tot ce am e grajdul în care stau boii. Un grajd? Lângă stâncă. Tu și familia ta puteți sta acolo. Vrei ca mântuitorul lumii să se nască într-un grajd? Acum se pun bazele istoriei, domnule. Ai șansa să faci ceva important. Dar în loc de are asta... Are ziduri și acoperiș. Îl vreți sau nu? Tu știi cine sunt Maria și Iosif? Copilul care urmează să se... Vorbesc limbi străine pentru voi? Îl luăm! Aici se va naște Fiul lui Dumnezeu? Oana! Cristi! Oh, bebelușul vine! Oh. Pe spatele măgarului sunt niște pături. Ne trebuie apă curată! Carteacărților.tv. Explorați lumea fascinantă a Bibliei împreună cu Cristi, Ioana și Memo. Carteacărților.tv este un site unde copiii pot afla lucruri noi din Biblie. Creați personaje, jucați-vă și descoperiți lecții valoroase de viață. Fă-ți cont gratuit și pornește în aventură. Carteacărților.tv. Cristi, unde te duci? Nu știu. Caut un izvor, un lac, orice. Dar nu vreau să mă întorc în oraș la fântâna unde sunt soldații. Ce se întâmplă, Cristi? Doar pe mine mă deranjează lucrul acesta? Ce? Că încerci să găsești apă pentru Maria și Iosif? Nu, absolut totul. Vreau să ajut, vreau să cred, dar dacă Maria chiar îl naște pe Fiul lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu de ce nu ne ajută deloc? Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iezle. Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu! În locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Auziți asta? Da! Ce este? Haideți! Bună, ne-am întors și... avem musafiri. La fel și noi.
născut Iisus, haideți să-i slujim Lui! Slavă! 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 Slavă lui Dumnezeu! În locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui! Aleluia! 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 Veniți să ne închinăm Lui! Veniți să ne închinăm Lui! Iosif avea dreptate. Planul lui Dumnezeu s-a adeverit, dar nu în felul în care ne așteptam cu toții. Dar exact așa cum a vrut Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu ca noi să trăim prin El. Din nou, numărul câștigător este 2, 3, 4, 6, 3. Deci, încerci să te urci pe vârful cadourilor? Știi ceva? În fiecare an de Crăciun am vrut să pot să fac acest lucru. Pentru mine asta însemna, de fapt, Crăciunul. Dar nu e așa. Crăciun fericit! Repet! Atenție! 2, 3, 4, 6, 3! Nimeni? Eu! Eu! Eu ăla! Și mă urc în vârful cadourilor! Te-ai întors repede de la mall, Cristi. Ai uitat cumva ceva? Nu. Mai degrabă, mi-am amintit ceva, mamă. Iisus pe cruce ai murit.
Ai simțit că ești doar unul dintre milioanele de oameni de pe această planetă? Ei bine, poate că ești. Dar asta nu înseamnă că nu ești special pentru Dumnezeu. Dumnezeu te-a creat să fii special și are un plan extraordinar pentru viața ta. Biblia spune: eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, gânduri de pace, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Dumnezeu ne-a creat ca toți să avem o relație cu El. Genul de relație în care poți vorbi cu El despre orice lucru care te apasă. Dumnezeu vrea să-i spui ce ai cu adevărat pe suflet, Oana. Te iubește și vrea să fii mereu sinceră cu El, chiar și în vremurile grele. Scopul este să-L cunoști pe Dumnezeu. Când îl cunoști personal, e mai ușor să trăiești viața pe care El o dorește pentru tine. Dumnezeu e perfect și locuiește în cer. Noi am fost despărțiți de El și nu pentru că El e în cer și noi pe pământ. Suntem despărțiți din cauza păcatului. Păcatul apare atunci când faci ceva rău sau când iei decizii greșite, decizii diferite de ceea ce ar dori Dumnezeu să faci. Dumnezeu știa că singura modalitate de a ne reconecta cu El era să-L trimită pe singurul Lui Fiu să ne mântuiască. Căci Fiul omului nu a venit ca să piardă sufletele, ci ca să le mântuiască. Iisus s-a născut în urmă cu 2000 de ani și a dus o viață fără păcat. A arătat multă dragoste, a vindecat bolnavii și a vorbit despre adevărul și înțelepciunea lui Dumnezeu multor oameni. Datorită vieții Lui curate, Iisus a putut să repare relația noastră cu Dumnezeu. Biblia spune: Dumnezeu își arată dragostea Lui față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Iisus ne-a iubit atât de mult încât a murit pe cruce pentru păcatul nostru și a înviat a treia zi. Cea mai mare dovadă de dragoste a fost jertfa care a înlăturat distanța dintre tine și Dumnezeu. Iisus este calea spre viața veșnică alături de Dumnezeu. Dacă Îl accepți pe Iisus ca mântuitor, relația ta cu Dumnezeu începe de acum, de pe pământ. Biblia spune că dacă Îl mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morți, vei fi mântuit. Pentru a începe această relație cu Dumnezeu, trebuie să crezi în inima ta și să spui că Iisus este Domnul vieții tale. Doamne, Tu știi totul. Știi că Te iubesc. Ce părere ai? Nu-i foarte complicat, nu-i așa? Deciziile noastre greșite ne-au despărțit de Dumnezeu. Prin Iisus, noi putem să avem din nou o relație cu Dumnezeu. Trebuie doar să ne pară rău pentru alegerile noastre greșite, de păcatul nostru, și să recunoaștem că Iisus este Mântuitorul nostru. Ai vrea să te reconectezi cu Dumnezeu și să-L rogi pe Iisus să-ți fie prieten chiar acum? Ca să începi o relație cu Dumnezeu, repetă această rugăciune după mine. Doamne, recunosc că am făcut lucruri care sunt împotriva voii Tale. Vreau să am o relație cu Tine. Te rog să mă ierți pentru păcatele mele. Cred în inima mea că Iisus a murit și a înviat din morți ca să-mi șteargă păcatul și recunosc că Iisus Hristos este Domnul și Mântuitorul meu. Te rog să mă umpli cu Duhul Tău cel Sfânt ca să pot face ce-mi spui Tu. Mulțumesc pentru că m-ai mântuit și că m-ai făcut copilul Tău. Te rog să-mi vorbești și ajută-mă să aud vocea Ta și să urmez calea pe care Tu vrei să merg. Aștept cu nerăbdare să petrec timp cu Tine aici pe pământ și acolo sus în cer. Îți mulțumesc că m-ai mântuit și că mi-ai ascultat rugăciunea. În numele lui Iisus, amin.